urmărit ideea. Prietenul meu, Alin, a fost de mai multe ori aici la Rimete și a văzut creasta asta și a vrut să o fac. Eu, sincer, să fiu, credeam că e pitonată. Nu-i. O căutam mai multe lucruri pe internet și nici cum nu o găsim cu un detaliu. Eu chiar atunci mă întorsesem din Făgăraș, mi-a făcut creasta cu răstrău și au zis, hai să o faci. No, eu eram atunci obișnuit cu nucile, cu mers pe mobile și azi nu am un moment. Și așa ne-a venit ideea să o facem. Am parcurs-o prima dată așa la liber și după aia am zis că trebuie neapărat pitonată să poată bucura și restul oamenilor. O să vedeți, nu e nimic complicat ca și dificultate tehnică. Pe alocuri poate să fie periculos, dar în schimb foarte spectaculos și foarte agreabil de parcurs. Ne angajăm pe o cărare care ne conduce la baza crestei. Da. Și de asemenea și scrie aici pe o piatră MJ de la Muchia Juniorului. De la Muchia Juniorului. Bun, hai să dăm drumul. Astăzi avem un invitat special, pe nimeni altul decât Dan Păvăloiu, binecunoscutul realizator al emisiunii Natură și Aventură, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Așa că astăzi plăcerea este de partea noastră, a venit să filmeze un episod pentru TVR cu Muchia Juniorului. Da, nu? Dane? Plăcerea de partea mea, de partea voastră, crede-mă. Chiar mă bucur să vin într-un loc de ăsta. Cum spuneam, ăsta este un sit Natura 2000, foarte frumos aici în Cheile Râmeț. Frumos satul, o bijuterie de sat. Frumoasă muchia asta pe care ne pregătim să o facem. Îi spune Muchia Juniorului, o muchie din punct de vedere tehnic deloc grea, adică chiar la îndemâna oricui, de la copii la pensionari, cu câteva locuri într-adevăr mai periculoase, dar ușor de trecut. Așadar, cu atenție și cu un specialist lângă el, deci nu venim așa. Cu un minim de experiență. Cu un minim de experiență se poate parcurge, vede mai sus. După cum vă spuneam, lângă Dan Păvăloiu, n-avea cum să lipsească și Paul Juniorul, a cărui nume îl poartă această muchie, el și profesorul nostru, care astăzi s-a îmbrăcat la chemeșă, fain frumos, să dea bine pe sticlă. Dănuț din Turda, Potaița. Dănuț, văd că te-ai echipat corespunzător, ca într-o zi de sărbătoare, ești pregătit pentru a 4-a, 5-a oră de ghid și de profesorul nostru. Nu prea am de ales. Bravo, Dănuț! Îți găsești și tu cuvintele mai încolo. O să luăm noi și niște imagini de sus mai interesante, numai satul, că și valea încolo, în dreapta e Valea Rieșului, nu se vede că e băgată după pereți, poate că mai de sus se vede și Scărița Belioara, nu-mi dau seama, și noi deja avem un hău aici în dreapta mea. Paul pleacă în prima lungime de coardă. Dănuță la sigur. Iar Dan, de data asta, face și pe cameraman. Ok. Prima lungime de coardă, secund, ne regrupăm, ne reîntâlnim. Asta trebuie să cumpărăm de mine ca să mă încomodeze, nu? Ne reîntâlnim în regruparea cealaltă. Las carabinierele, da, Paul? Da, pentru noi. Pleacă și Dan spre Paul în prima lungime de coardă. Iar Dănuț a ajuns cameraman la TVR2.
cea mai tare echipă de astăzi. Și celălalt maestru, Dama Valoia. Și juniorul, da, este cumva, îl vedem, din regulă, printr-o regulă, îl vedem, da, acolo. Bine și Dan, urmează Dănuț, ne apropiem de Marele V, mai avem o lungime de coardă. Și cameramanul Dănuț, eram 3 Dani pe traseu. Așa am făcut 2 corzi. Variantele erau multe în care se poate veni cu începător aici. Uitați-vă cât e de frumos. Ce peisaj, un traseu foarte ușor expus. Deci să vine cu grijă, dar nu e niciun fel de problemă dacă ai grijă. Uitați-vă că e de frumos, nu numai creasta, ci și peisajul în jur. Și Dănuț. Nu e în regulă deloc. Asta e un lucru perfect. Am ajuns și la ultima jumătate de lungime de coardă. Împreună cu Dănuț. Mai în față se pregătesc să plece Dan și cu... din Marele V, unde o să facem și rapelul. Da? Paul a plecat. Asta e cam ultima lungime, după care urmează rapelul, da? Fain, da? Are mare că e foarte fain. Peisaj deosebit. O să mai filmez eu din înainte de rapel. Pleacă și Dan în ultima lungime de coardă, până în Marele V. Se e un top, înseamnă adică un vârf. Care avem bătut de o regrupare serioasă, solidarizată, din, făcută cu capitoarea de expansiune, trebuie să face rapelul. Ai băgat corzile de rapel? Da, da. Nod la capătul corzilor. Nod la capătul corzilor. Îți dai drumul. Pe aici o să trească să coborâm și noi. La deal ai fost. Așa. Că ia pic la un moment dat. Adică omul rămâne în gol. Foarte frumos. Creasta juniorului
traseu foarte frumos, între timp am agățat într-un trandafir sălbatic. Foarte frumos, tură ușoară, spectaculoasă, un peisaj minunat, niște locuri în jur absolut minunate. Îmi place ce-au făcut băieții, îmi place. Și am înțeles că vor continua cu turnul ăsta de lângă noi și în continuare creasta. Traseul de astăzi, simplu. În jos unde am lăsat mașina la nivelul 0, nivelul pârâului, am urcat la liber pe creastă pentru că nu presupune niciun fel de riscuri. De unde a început să apară riscurile, ne-am legat în coardă, am parcurs creasta în siguranță și de acolo un rapel prin Marele B în partea cealaltă, minunat, frumos. Cam asta a fost povestea de astăzi. Dane, ce părere ai? Băi, mie mi-a plăcut foarte mult. O excursie plăcută, lipsită de dificultate tehnică. Minunat, cum spuneam, de venit aici cu niște copii puțin, adică nu poți să vii dacă n-ai experiență deloc. Dar dacă ai puțin experiență și ești puțin atent, minunat de parcurs, un decor extraordinar, chiar o experiență inclusiv de weekend fantastică. Trebuie să fii atent să ajute plouă. Dănuț, care e profesorul nostru în tură, și Dan Camerarmanu. Ce părere ați avut despre traseul de astăzi? Dănuț, tu care l-ai mai făcut de 2-3 ori, 4 chiar? Contează echipa. Întotdeauna. Echipa, un pic de noroc, vreme bună și cam atât. Mai eu nu pot să mă laud, fiindcă nu am însoțit până la baza traseului și am mers pe lângă. Dar ca zonă, experiență și loc e cu totul special. Adică la nici 100 de kilometri, 60 de kilometri. De 60 de kilometri. Stai așa, și munte, o bijuterie. Și alpinism, și sat, și civilizație, e o zonă absolut remarcabilă. Corect, corect. Drept urmare, din acest motiv am filmat și noi aici. De fapt, am făcut această muchie și mă bucur că am reușit să o punem la o scară mai mare, să o prezentăm ca lumea să vină să o iagă. Pe sticlă, cum s-ar spune. I love you, lume, vă las, Paul. Tu care îi porți numele? Da, să nu uitați să dați subscribe atât la canalul lui Alin, cât și canalul lui meu, Paul Crișan. Vă invit să urmăriți cât mai multe videouri și de asemenea vă invit să faceți cât mai mult sport în natură.